Și acesta este misterul triunității lui Dumnezeu. Trei persoane, dar o singură ființă. Și astăzi ne vom uita în Scriptură ca să vedem mai atent care este identitatea Domnului Isus Hristos și vom vedea cât de directă este Scriptura în a-L prezenta pe Isus ca Dumnezeu. El este om, dar nu este doar om și nici nu este un înger creat de Dumnezeu, ci El este Dumnezeu adevărat, de aceeași natură cu Tatăl. Și de asemenea o să ne uităm la finalul mesajului să vedem și de ce e important lucrul ăsta, pentru că poate spui și dacă eu nu cred altceva, care e problema? sau poate spui da, bine, eu înțeleg lucrurile corect, ca așa cum spui tu, dar cu ce mă ajută asta în viața de credință? Și în dimineața asta din cuvântul lui Dumnezeu, o să ne uităm la un subiect foarte important, și anume cine este Isus? Cine este Isus? Și e o întrebare la care foarte mulți răspund în foarte multe feluri. Pentru unii, domnul Isus este doar un om și pentru varianta de om au multe uh, variante. Pentru ei, poate să fie un învățător, care dă învățături, care cu asta se ocupă. Pentru alții poate fi un filozof sau poate eu știu cineva care se ocupă de aforisme, de cuvinte, vorbe de duh sau pentru alții un revoluționar, pentru alții un filantrop care se ocupa să dea bani celor sărați, să-i ajute pe cei săraci, să-i vindece. Pentru alții un magician, că e clar că făcea minuni. Pentru alții doar un profet, cineva care vorbea din partea lui Dumnezeu și doar atât. Pentru alții a fost un înger al lui Dumnezeu, iar pentru alții, alții îl consideră ca fiind prima creație a lui Dumnezeu, prima, primul lucru pe care Dumnezeu l-a creat. Și mesajul de astăzi este um, continuarea unui mesaj pe care l-am avut în urmă cu vreo două luni, în care ne-am uitat în scriptură pentru a vedea cine este Dumnezeu și care este identitatea lui. Și am văzut atunci în mesajul ăla că Dumnezeu este unul singur. Și că în Dumnezeu există trei persoane distincte, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Trei persoane distincte, dar un singur Dumnezeu. Și am explicat la vremea respectivă că nu știm cum vine asta, pentru că în lumea noastră nu există așa ceva. Trei persoane, dar o singură ființă. Și acesta este misterul triunității lui Dumnezeu. Și astăzi ne vom uita în Scriptură ca să vedem mai atent care este identitatea Domnului Isus Hristos. Și vom vedea cât de directă este Scriptura în a-l prezenta pe Isus ca Dumnezeu. El nu este doar un învățător, un om care a venit pe pământ, ci El este Dumnezeu. El este om, dar nu este doar om. Și nici nu este un înger creat de Dumnezeu, ci El este Dumnezeu adevărat, de aceeași natură cu Tatăl. Așa că nu contează ce cred eu în privința asta, nu contează ce crezi tu, ci contează ceea ce spune Scriptura, de, de, uh, cum s-a revelat Dumnezeu pe sine. Și de asemenea o să ne uităm... Uh, la finalul mesajului să vedem și de ce e important lucrul ăsta, pentru că poate spui și dacă eu cred altceva, care e problema Sau poate spui, da, bine, eu înțeleg lucrurile corect, ca așa cum spui tu, dar cu ce mă ajută asta în viața de credință? O să ne uităm și la aceste lucruri. Și ca și data trecută am să vă spun din nou că în dovezile despre divinitatea Domnului Iisus sunt atât de multe încât nu se pot acoperi într-un mesaj. De aceea astăzi nu am decât câteva. Am niște categorii de dovezi pe care Scriptura le prezintă, dar sunt mult mai multe. Și m-am axat doar pe unele. Un prim, o primă categorie de versete sunt cele în care Isus este numit în mod direct Dumnezeu. De exemplu, în Roman capitolul 9, versetul 5. Apostolul Pavel vorbește despre evrei, spune că... Ale lor sunt în fierea, gloria, legămintele, dar legii, închinarea de la templu și promisiunile. Ai lor, ai evreilor, sunt patriarhii și din ei a venit după trup Hristos, care este deasupra tuturor, Dumnezeu binecuvântat în veci. De asemenea, în, în, în Tit, capitolul 2, versetul 13, spune așa, Căci prin Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire, căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să renunțăm la comportamentul lipsit de evlavie și la poftele lumești și să trăim în veacul de acum într-un mod cumpătat, drept și evlavios, în timp ce așteptăm împlinirea fericitei noastre speranțe și manifestarea gloriei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. De asemenea, în 2 Petru, capitolul 1, spune Simon Petru, slujitor și apostol al lui Iisus Hristos, către cei care, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, au primit asemenea nouă aceeași credință, Dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Evident că cei care neagă divinitatea Domnului Iisus Hristos să încearcă să traducă altfel versetele ca să nu iasă în evidență ceea ce este atât de evident în textul Scripturii, dar nu vom intra în asemenea detalii, nu la, capitol, nu la, nu la punctul ăsta. De asemenea, în Isaia 9, versetul 6, când profețește despre venirea Domnului Iisus, spune așa Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Și autoritatea va sta pe umerii săi. Îl vor numi din Minunat, Dumnezeu Puternic, Tată Veșnic, Prinț al Pății. Scriptura numește pe, pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu. Apoi, vedem de asemenea că Iisus deține titluri ale lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai evidente este acesta, cel din tâi și cel de pe urmă. Și acest titlu este luat din Vechiul Testament, acolo unde, Dumnezeu, unde Dumnezeu Tatăl și-l atribuie lui însuși. În Isaia, capitolul 44, spune așa, așa vorbește Domnul, eu sunt cel dintre și cel de pe urmă și în afară de mine nu există alt Dumnezeu. De asemenea, în Isaia 48 spune, eu sunt cel dintre și cel de pe urmă, mâna mea a pus temeliile pământului și dreapta mea a întins cerurile. Și aceste versete fac parte din, dacă țineți minte, din acele pasaje Isaia de la 40 la 48, pe care le -am, despre care am discutat din mesajul trecut, în care vedem judecata Dumnezeilor falși. Pasaje în care Dumnezeu se declara pe sine însuși ca singurul Dumnezeu adevărat. Nu este altul. Și care erau dovezile pe care le-a adus Dumnezeu? Faptul că El este Creatorul și faptul că poate prezice viitorul. Și expresia asta, eu sunt cel din și cel de pe urmă, prin ea Dumnezeu declară că El este singurul Dumnezeu. El este declarația lui de singur Dumnezeu adevărat și că în afară de El nu există altul. Și asta înțelegea orice evreu obișnuit când citea Vechiul Testament. Dar apoi deschidem la Apocalipsa și vedem niște lucruri foarte uimitoare. Apocalipsa capitolul 1, versetul 17. Când l-am văzut pe Isus, spune Ioan, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și mi-a zis nu te teme. Eu sunt cel dintre și cel de pe urmă și cel ce trăiește. Am fost mort și atât că sunt viu în vecii vecilor. Iisus Hristos își atribuie lui însuși această declarație pe care Dumnezeu a făcut în Vechiul Testament. Dumnezeu a zis, eu sunt cel dintre și cel de pe urmă și în afară de mine nu există alt Dumnezeu, spune el atunci. Cele două afirmații sunt echivalente. Adică transmit aceeași idee. Și Domnul Iisus spune din nou, spune și el, eu sunt cel dintre și cel de pe urmă. Adică el se declară pe sine Dumnezeu. Nu pot să scap de această concluzie. Și este evidentă. Iar în Apocalipsa 22 spune la fel, zice Iată, eu vin în curând și răsplata mea este cu mine ca să răsplătesc fiecare după fapta lui. Eu sunt alfa și Omega. Este o prime prima și ultima litere din alfabetul grecesc. Eu sunt cel din tăi și cel de pe urmă. Începutul și sfârșitul. Trei afirmații care transmit aceeași idee. Trei expresii care au același înțeles. Iisus Hristos se declară aici pe sine Dumnezeul adevărat din Vechiul Testament. De asemenea, un alt, un alt lucru, Iisus deține atribute ale lui Dumnezeu. Iisus de deține atribute ale lui Dumnezeu. Și a menționat acolo mai multe, dar ne vom ocupa decât de primul. Și anume faptul că El este veșnic, El este din veșnicie. În Mica, capitolul 5, versetul 2, spune așa, Dar tu, e frata, deci când, în Vechiul Testament, când profețea, era o profeție despre Isus Hristos, spune așa, Dar tu, Betleeme, frata, deși ești mai, însemnat, mai neînsemnat dintre miile lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel care va fi conducător în Israel, cel al cărui origini sunt din vechime, din zilele veșniciei. Apoi, din nou, despre, tot despre Domnul Isus, spune Isaia, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și autoritatea va sta pe umerii lui. Ei se va pune numele Sfânt Minunat, Dumnezeu Puternic, Tată Veșnic, Prinț al Păcii. Și apoi, din nou, în de data asta în Noul Testament, în Evrei, este un pasaj foarte interesant, Evrei, capitolul, 1, capitolul 7, versetul 1. Vorbește despre Melchisedec și spune așa, Acest Melchisedec, rege al Salemului, preot al Dumnezeului cel preanalt, l-a întâmpinat pe Avram când acesta se, întornat, se, întorcea de la măcelul regilor și l-a binecuvântat. Ce asta în Vechiul Testament s-a întâmplat. Melchisedec, căruia Avram i-a dat zecioală din toate, este mai întâi, prin semnificația numelui său, rege al dreptății, iar apoi, de asemenea, rege al Salemului, adică rege al păcii. Autorul cărții evrei explică ce s-a întâmplat în Vechiul Testament și spune așa despre Melchisedec. Fără tată, fără mamă, fără genealogie, neavă nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții și astfel, fiind asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, el rămâne preot pentru totdeauna. Autorul cărții către evrei îl compară pe Melchisedec cu Iisus Hristos. Consideră că Melchisedec este o anticipare a lui Iisus Hristos. În ce sens? În ce fel? Spune aici, fără tată, fără mamă, fără genealogie. Melchisedec este un personaj tare ciudat în Vechiul Testament. De ce? Pentru că este un personaj foarte important, pentru că spune chiar autorul călții că vrei, spune că Avram, marele Avram, i-a dat zeciuială. Dar totuși acest Melchisedec apare în narațiunea biblică așa, deodată. Nu știi cine este, de ce era atât de mare, de ce Avram i-a dat zeciuială. De-aia spune aici, fără tată, fără mamă, fără genealogie. Nu apare în genealogie acolo, doar apare așa deodată. Spune că a venit Melchisedec și i-a dat zeciuială. Și... și, și uh, uh, Interpretarea este aceasta, continuă, zice, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții. Deci, cu alte cuvinte, faptul, faptul că acest Melchisedec nu avea tată și mamă, nu este menționat, este o anticipare a lui Iisus Hristos, care la, care la fel este fără început al zilelor. Că spune aici, nici, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții și fiind astfel asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. El este o anticipare a lui Iisus Hristos. Iisus Hristos este adevăratul Melhisedec, dacă vreți. Cel care, într-adevăr, nu are început al zilelor și nici sfârșit. Iisus Hristos nu a fost creat. Isus Hristos este din veșnicii. Amin. El a venit pe Pământ. O să ne uh, uităm și la aspectul ăsta. Cel de ține atribute ale lui Dumnezeu, Am menționat acolo mai multe. Faptul că este neschimbat, faptul că este omniprezent, faptul că cunoaște gândurile. Vă las pe voi să le studiați. Am pus și versetele din Noul Testament și cele din Vechiul Testament. Un alt aspect. Iisus Hristos face lucrările lui Dumnezeu. Face lucrările lui Dumnezeu. Și în primul rând vedem că Iisus Hristos îndeplinește criteriile pentru Dumnezeul adevărat din Vechiul Testament. Adică faptul că El este Creatorul și El prezice viitorul. Acum fac un pic referință la mesajul de data trecută, când în Vechiul Testament Dumnezeu s-a prezentat pe sine ca fiind singurul Dumnezeu adevărat, exact prin lucrurile astea. Le spunea el, eu sunt Dumnezeu adevărat, pentru că eu am creat toate lucrurile și eu vestesc viitorul. Eu pot să spun ce se va întâmpla în viitor. Și recitesc pe scurt un verset, două versete din, vechi, din mesajul de data trecută. În Isaia 45, Dumnezeu se prezintă ca fiind Creatorul și spune, eu am făcut Pământul și am creat omul pe el. Propriile mele mâini au desfășurat cerurile și eu am purificat întregilor armate. Căci așa vorbește Domnul, cel care a creat cerurile. El este Dumnezeu, cel care l-a întocmit și a făcut pământul. Și spune așa: Eu sunt Domnul, nu există altul. Dumnezeu se prezintă ca Dumnezeu adevărat pentru că el este Creatorul. Și apoi tot în Isaia 44, Dumnezeu prezice viitorul. Spune așa: Așa vorbește Domnul, împăratul Israel. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă și în afară de mine nu există alt Dumnezeu. Cine este ca mine? Să proclame, să vestească și să înfățișeze înaintea mea ce s-a petrecut în vechime, de când mi-am întemeiat poporul. Și ce urmează să se mai întâmple? Să ne spună ce se va întâmpla. Nu vă fie frică și nu vă speriați. Oare nu v-am vestit eu aceste lucruri? Voi sunteți martorii mei. Există vreun alt Dumnezeu în afară de mine? Deci vedem că Dumnezeu își arată, dovedește că este singurul Dumnezeu adevărat prin faptul că este Creatorul și prin faptul că vestește viitorul. Iar apoi, când deschidem în Noul Testament, vedem cu surprindere, cu surprindere special pentru cei care refuză să creadă faptul că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos este prezentat ca și Creatorul. În Ioan capitolul 1 spune toate lucrurile au fost făcute prin el și niciun lucru care a fost făcut N-a fost făcut fără el. Sau o altă ă, aranjare în frază, fără el, fără Isus, nu a venit în existență niciun lucru care a venit în existență. Dacă un lucru înainte nu era și după aia a fost, el a fost creat de Isus. Dacă Isus ar fi fost creat de Tatăl, el ar fi trebuit să se creeze pe sine însuși, conform acestui verset. Ceea ce evident că e absurd. Și la fel, în Colosen, capitolul 1, vorbește despre faptul că Isus este creator, un pasaj extraordinar, spune așa. El este chipul Dumnezeului nevăzut, întâi născut peste întreaga creație, pentru că prin el au fost create toate lucrurile în ceruri și pe pământ, adică întreaga creație. Cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, domnii, conduceri sau autorități. Toate au fost create prin el și pentru el. El este înainte de toate lucrurile și în el se țin toate împreună. Cu alte cuvinte, puterea lui creatoare, vedem aici, dar și lucrarea lui de susținere continuă a creației. Iisus este creatorul. Iisus îndeplinește primul criteriu pe care l-am văzut în privința Dumnezeului adevărat. Și apoi vedem pe Domnul Iisus că prezice și viitorul. În Ioan capitolul 13, Domnul Iisus era cu ucenicii la masă, ultima lui masă cu ei înainte de a fi arestat și răstignit, și spune așa, nu vorbe despre voi toți, le spune lui ucenicilor, eu îl cunosc eu îi cunosc pe cei pe care i-am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice cel ce mănâncă pâinea mea și a ridicat călcâiul împotriva mea. Vorbea despre Iuda, cel care urma să-l vândă. Și spune așa, vă spun lucrul acesta încă de pe acum, înainte să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Cu alte cuvinte, prezicerea viitorului de către Iisus spune, vă spun aceste lucruri de pe acum, înainte să se întâmple, că atunci când se va întâmpla, să înțelegeți că eu sunt Vedeți, prezicerea viitorului de către Isus trebuia să transmită o idee, o, să spună ceva despre identitatea lui. Nu că și uh, profeții profețeau în Vechiul Testament. Și ei spuneau viitorul. Dar îi spuneau, așa vorbește Domnul. Sau scrie, scrie acolo, cuvântul Domnului a venit la. Îi transmiteau ceea ce Dumnezeu le spunea. Pe când Domnul Iisus spune aici, ca să înțelegeți că eu sunt. Cu alte cuvinte, eu vestesc viitorul și tu trebuie să înțelegi ceva despre identitatea mea din asta. Ce vedem aici? Iisus Hristos este Creatorul și vestește viitorul. Sunt cele două criterii pe care Dumnezeu le-a dat în Vechiul Testament poporului evreu. Pentru Dumnezeul adevărat. Cine este Dumnezeu adevărat? Creatorul tuturor lucrurilor și cel care vestește viitorul. Iisus Hristos le împlinește pe amândouă. De aceea El este Dumnezeu adevărat. De aceeași natură cu Tatăl. Apoi vedem un alt lucru. Faptul că Iisus primește gloria și închinarea lui Dumnezeu. Iisus primește gloria și închinarea lui Dumnezeu. În Deuteronom, capitolul 6, spune așa Dumnezeu în Vechiul Testament. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău și să-L slujești și în numele Lui să juri. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău și să-L slujești. Acum, ce înseamnă să te temi de El? Să te temi de El însemna să te închini Lui. Dacă mai ai întâlniți expresia asta, în special prin profeți, sau în a, mai zice Dumnezeu uh, câte unui profet sau câte unui om de-a lui, spune să nu te tem de ei. Ok. Sau să nu te tem de Dumnezeii lor. De fapt, expresia asta însemna să nu te închini. Pentru că aceeași, această poruncă din Deuteronom 6 spune să te temi de Domnul Dumnezeul tău și să-i slujești lui, o folosește Domnul Iisus când este ispitit de satana. În Matei 4. Și ce spune? Domnul, domnul, pleacă satan, că ce este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Deci vedem că în Vechiul Testament, cui trebuia să te închin și să-i slujești? Doar Lui Dumnezeu. Doar Lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, în Isaia 42 spune, eu sunt Domnul Iahve, o să discutăm un pic și despre acest nume, acesta este numele meu nu mi voi da gloria mea altuia și nici lauda cuvenită mie, chipurilor cioplite. Dumnezeu spune, nu mi voi da gloria mea nimănui. Și Dumnezeu nu vorbește aici ca un șef din ăla care vrea el să fie moț și să își tragă el toate onorurile. Nu. Și el merită toată închinarea noastră pentru că el este creatorul. Vreți să vezi cât de glorios este Dumnezeul tău? uite te la toate lucrurile astea create. Omul n-a putut să facă decât să ia o piatră și să o taie în bucăți, dar cel care a făcut piatră este Dumnezeu. Cel care a făcut marmura este Dumnezeu, cel care a făcut uh, pământul este Dumnezeu, cel care a creat trupul tău, corpul tău este Dumnezeu. Cu toate celulele alea și modul în care, cu codul ADN, numai când te uiți la ele, zici, ce Dumnezeu extraordinar! Doar El merită toată închinarea. Și spune, nu voi da gloria mea nimănui. Doar Dumnezeul infinit merită toată gloria. Așa cum spune în psalm, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Nu există altul care să merite închinarea noastră și gloria noastră decât Dumnezeu. Dar din nou, după ce am văzut baza din Vechiul Testament, ne uităm în Noul Testament și constatăm ceva uluitor. Domnul Iisus spune în Ioan capitolul 5 că și Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să-L onoreze pe Fiul așa cum îl onorează pe Tatăl. Cel care nu-L onorează pe Fiul, nu-L onorează nici pe Tatăl care l-a trimis. Cum ar putea să spună așa cineva care ar fi creat de Dumnezeu, care ar fi n-ar fi infinit, ar fi finit ca mine și ca tine? Mult mai puternic decât mine, dar în ultima instanță nu e Dumnezeu. Dacă Isus n-ar fi Dumnezeu, el n-ar putea să spună așa ceva. Ca tot să-l onoreze pe Fiul, cum îl onorează pe Tatăl. O ființă creată n-ar putea să spună așa ceva. Și nu doar atât. Dar vedem ne deschidem în Apocalipsa capitolul 5 și găsim iarăși o scenă din nou uluitoare. Spune, am uitat, spune Apostolul Ioan și am văzut glasul multor îngeri care erau în tronului al ființelor vii și al bătrânilor. Și îi spuneau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat, adică Isus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, vrednic este mielul să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, măreția, onoarea, gloria și lauda. Cerul întreg îl laudă pe Isus Hristos. Se întâmplă în cer. Apoi, pe orice făptură care este în cer, pe pământ, sub, mari, sub pământ, pe mare, adică orice se află în aceste locuri, am auzit-o zicând, Acelui celui ce stă pe tron, adică lui Dumnezeu Tatăl, și a mielului să fie lauda, onoarea, gloria și puterea în vecii vecilor. Și cele patru ființe vii au zis amin și bătrânii s-au aruncat la pământ și s-au închinat. Cum ar putea Dumnezeul infinit să primească aceeași onoare și cinste ca și o ființă creată? Să stea acolo împreună. Și cum ar putea să primească laudă o ființă creată ca mine și ca tine, împreună cu Dumnezeul infinit. Și din nou, în Evrei, capitolul 1, spune că Dumnezeu zice, și din nou, când Dumnezeu îl aduce în lume pe întâi născut, adică pe Iisus, spune, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Nu poți ajungi la altă concluzie Iisus Hristos este Dumnezeu. Dacă n-ar fi așa, atunci n-ai mai putea să-L deosebești pe Dumnezeu adevărat de creația Lui. Nu? Dacă Iisus Hristos ar fi creat și ar primi aceeași glorie și onoare și închinare ca și Dumnezeu adevărat, care mai e deosebirea între o ființă creată și Dumnezeu? În mod normal, Scriptura spune că este uriașă. de în Vechiul Testament vedem acest lucruri. Nu dau gloria mea nimănui. Pentru că doar eu sunt merit toată închinarea și toată gloria, pentru că sunt Dumnezeul infinit nicio creatură nu este ca mine. Dar prin faptul că vedem Iisus, pe Iisus Hristos împărtășind aceeași laudă ca și Tatăl, concluzia este clară, Iisus Hristos nu poate să fie decât Dumnezeu adevărat. De aceeași natură cu Tatăl. Disting de Tatăl, așa cum am văzut data trecută, dar de aceeași natură cu Tatăl. El merită aceeași glorie și închinare ca și Tatăl. Și el este, poate să spună, și el spune, cum spune Isaia 42, nu-mi dau gloria mea nimănui. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt cei care spun, nu dau gloria mea nimănui. Iisus Hristos este la fel de vrednic de închinare și de laudă ca și Dumnezeu Tatăl, pentru că are aceeași natură cu Tatăl. El este Dumnezeu. Apoi, un alt lucru. Numele lui Iisus este cel mai măreț nume din întreg universul. Numele Isus este cel mai măreț din întreg universul. Acum, puțină uh, istorie așa. Evreul obișnuit din Vechiul Testament știa că numele Jehova sau Iahve este numele cel mai sfânt și cel mai important pentru evrei. De exemplu, în Isaia 42 spune, Dumnezeu, eu sunt Domnul în, in, în uh, ebraică Iahve, acesta este numele meu. Nu-mi voi da gloria mea altuia și nici lauda cuvenită mie chipurilor cioplite. Cu acest nume se descoperise Dumnezeului Moise în Exod, capitolul 3 și numele ăsta apare de peste 6500 de ori în Vechiul Testament, sub formă de tetragram. Uite, am pus acolo pe ecran uh, uh, acel simbol. În ebraică se citește de la dreapta la stânga. Era o tetragram, adică patru litere. Uh, uh, în limba ebraică nu apăreau... Uh, vocale, doar consoane. Vocalele se puneau când le citeai. Și apare această tetragramă, Yahweh, Y-H-W-H. Eu sunt domnul, eu sunt Yahweh. Sau o, o, o utilizare mai, mai ușor de folosit, Jehova. Și numele ăsta era atât de sfânt pentru evrei, atât de prețios era, încât ei nici măcar nu, la un moment dat nici nu au mai îndrăznit să-l pronunțe așa că atunci când citeau și întâlneau acest tetragramă acest nume spuneau Domnul sau Adonai nu mai pronunțau numele pentru că îl considerau foarte sfânt pentru că ăsta era numele lui Dumnezeu și era atât de prețios acest nume încât scribii când copiau că pe vremea aia nu te dai la tiparniță copiei de mână când copiau acest nume Înainte să-l copieze, se duceau să facă baie, se spălau, curățau penița aia cu ce scriau ei și apoi scriau numele Iahve și apărea de multe ori. Nici noi n-am putea să ne schimbăm hainele, n-avem atâtea haine în dulap, ca să le schimbăm de fiecare dată când scriam numele. Și pe vremea aia nu erau așa de ușor de accesat apa ca în zilele noastre. Atât de prețioasă era. Asta era numele lui Dumnezeu, Iahve, Jehova. Și apoi trăiți în Noul Testament și constați cu stupoare ceva. În faptul capitolul 1, Domnul Iisus le spune așa ucenicilor, voi veți primi o putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii mei. În Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la margine pământului. Veți fi martorii mei. Apoi, Iisus îi spune lui Anania, îi apare într-o vedenie, dacă țineți minte, îl trimite să-l vindece pe Pavel, și spune așa în fapte nouă, dar Domnul Iisus i-a zis lui Anania, du-te, pentru că el, Pavel, este un vas meu pe care l-am ales ca să ducă numele meu. Atât înaintea neevreilor și a regilor, cât și înaintea fiilor lui Israel. Să ducă numele meu, adică numele lui Iisus. Iar în Filipeni, capitolul 2, iarăși un pasaj extraordinar, spune așa, de aceea Dumnezeu l-a înțeles spus de mult, pe Isus și a dăruit numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genun din cer de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre gloria lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul. Numele lui Isus. Și rezultatul este că în Noul Testament, numele Iahve, în Noul Testament care a fost scris în limba greacă, original, nu apare nici măcar o dată numele Iahve, Jehova. Apare doar numele lui Isus. Iar Dumnezeu, Tatăl este referit prin Dumnezeu sau Tatăl, dar niciodată cu numele Iahve. Și acum, din nou, trebuie să dau explicația acestui lucru. Cum e posibil ca numele unei ființe create, dacă Isus nu ar fi Dumnezeu? Cum poți să explici ca o ființă creată să aibă, primească numele care este mai presus de orice nume. Știm că numele Dumnezeu s-a descoperit prin numele Iahve, prin numele Jehova. Ce explicație poți să dai acest lucru? Ar fi blasfemiator, ar fi o blasfemie. Dar nu este o blasfemie. Pentru că Isus Hristos este de aceeași natură cu Tatăl, nu este nicio problemă ca Dumnezeu să zică, nu-mi dau gloria mea. Eu sunt Iahve, nu-mi dau gloria mea nimănui. Și apoi în noul testament să-l vezi că Iisus Hristos este cel mai glorios nume din întreg universul. Și faptul că noul testament nu conține numele Iahve, ci conține doar numele lui Iisus și Domnul, nu este un accident. Da. Deci nu este ceva ce trebuie reparat de creștini. Oh! S-a întâmplat un accident, trebuie să-l rezolvăm. Că -am, nu mai apare numele Jehova, nu. Noi știm că cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl avem astăzi, a fost păzit de Dumnezeu. Dumnezeu așa a avut grijă să ne-l dea. Dacă numele lui ar fi fost ceva ce noi trebuia să avem, atunci poți să spui că Dumnezeu nu a păzit mântuirea până la noi. Am putea noi să avem ceva care să ne lipsească, să fie atât de grav, să zici, lipsește ăsta, nu mai poți să fii mântuit. Nu. Dumnezeu este Cel care a păzit transmiterea textului vechiului testa, Noului Testament, textul Scripturii, așa încât să ajungă la noi. Este hotărârea lui Dumnezeu. Noul nume, cel mai presus, mai presus de orice nume, este numele Isus Hristos. Și din nou, asta este, arată cât se poate clar că Isus este Dumnezeu și de aceeași natură cu Tatăl. Filipen, capitolul 2, un uh, pasaj extraordinar la care ne vom uita. Filipeni capitolul 2, de la versetul uh, 5 și apoi să ne uităm și la versetele 2. Spune așa Apostolul Pavel, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, deși exista în chip de Dumnezeu, n-a considerat că a fi egal cu Dumnezeu este ceva de care se poate folosi. Sau, cum spune în Corinles, un lucru de apucat, ci s-a golit pe sine însuși, luând chip de sclav și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pasajul pe care l-am citat din aur, pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi din cer de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre gloria lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul deși el exista în chip de Dumnezeu, nu a considerat că a fi egal cu Dumnezeu este ceva de care se poate folosi, ci s-a golit pe sine luând chip de sclav. Chip de Dumnezeu, chip de om. Sau chip de sclav. Ce înseamnă că Iisus exista în chip de Dumnezeu sau în forma lui Dumnezeu, formă de Dumnezeu? Cei care neagă că Iisus Hristos ar fi Dumnezeu și spun că El a fost creat la un moment dat, Consideră că expresia a exista în chip sau în formă lui Dumnezeu înseamnă că el era o copie. Adică o, o, o copie, înțelegeți contextul de copii. O, o copie, dar creată. Adică Dumnezeu a făcut-o posibilul să creeze el o copie a lui. Și că el ar fi mai prejos de Dumnezeu. Dar expresia aceasta că exista în chip sau în formă de Dumnezeu înseamnă în realitate că el în totalitate era Dumnezeu. El exista în chip de Dumnezeu. De ce? Pentru că același pasaj menționează o altă expresie paralelă, și anume că a luat chip de sclav, a luat chip de om. Și contextul, consecvența ne cere să interpretăm în același fel. Avea chip de Dumnezeu, a luat chip de om. Puțini oameni, puține culte religioase ar putea să spună că Iisus Hristos n-a fost om, Ei sunt absolut siguri că a fost om. Și dacă te duci la un musulman, a fost om, dar nu o să-l considere fiul lui Dumnezeu. Dar a fost om, a fost un profet de la Dumnezeu. Mulți vor spune despre Isus, a fost om. Deci dacă chip de Dumnezeu, chip de om, pardon, înseamnă că el a fost om în totalitate, în totalitate, n-a fost un sub om, o variantă inferioară de om, un sfert de om, a fost om adevărat, autentic, 100% în natura lui umană. Dacă el a fost om, atunci chip de Dumnezeu înseamnă că el a fost Dumnezeu în totalitate. Nu poți să interpretezi unul așa și unul așa. Chip de om, o, oh, a fost om, clar, dar chip de Dumnezeu ah, nu a fost mai prejos de Dumnezeu. Din nou, o consecvență în interpretare. Nu putem să interpretăm textul Scripturii cum vrem. Trebuie să lăsăm Scriptura să vorbească. Chip de Dumnezeu, el a fost ca Dumnezeu. Avea natura lui Dumnezeu. Și aici mai spune ceva, spune că el exista în chip de Dumnezeu și că a luat chip de om. Deci în natura lui, în ființa lui, în natura lui el exista în chipul de Dumnezeu. Dar el a luat chip de om. Adică s-a făcut om, a luat asupra lui și o natură umană. Dacă el a luat o natură umană, care era străină de el, nu? că el spune că exista în chip de Dumnezeu, a luat o natură umană și a devenit om, a venit un sub om, din nou, n-a fost un sfere de om, a fost om autentic. Cu atât mai mult faptul că el exista în chip de Dumnezeu arată din nou faptul că el este Fiul lui Dumnezeu de aceeași natură cu Tatăl. El nu este o variantă inferioară a lui Dumnezeu și nici, nici de cum nu este o creat de Dumnezeu, ci el este Dumnezeu infinit ca și Tatăl. Și mai menționează acolo un, o expresie foarte importantă. Spune, n-a considerat că a fi egal cu Dumnezeu este ceva de care se poate folosi sau ceva un lucru de apucat, cum spune uh, traducerea Corinlescu. Și am vrea să înțelegem ce vrea asta să zică că e egal cu Dumnezeu. Și expresia asta, un lucru de apucat, e, uh, aș vrea să mă folosesc în principal de varianta Corinlescu în aspectul ăsta, un lucru de apucat. Ce înseamnă? Ce vrea să însemne? Și, din păcate, în prima fază, el ar putea să aibă două sensuri. Primul dintre ele ar fi să încerci să obții prin violență ceva ce nu ai sau să încerci să te ții cu dinții de ceva ce ai. Și un pic ne lasă în dilemă așa, cel puțin în faza asta că zicem, băi și până la urmă, avea sau nu avea egalitate cu Dumnezeu. Eu cum interpretez expresia asta? Și contextul ne clarifică, pentru că în versetele anterioare, din capitolul 2, apostolul uh, uh, Pavel spune așa, deci înainte de pasajul ăsta, spune, faceți în bucuria de plină și fiți în același gând, având aceeași dragoste, fiind uniți în suflet și având un singur scop, spune bisericii. Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din glorie de șartă, ci în zmerenie să-l considerați pe alții mai presus de voi înșivă. Fiecare se preocupe nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, deși exista în chip de Dumnezeu, Apoi continuăm. Deci, Pavel despre ce vorbește aici? Despre smerenie. Să-i considerați pe alții mai pe sus de voi înșivă, să nu te gândești doar la tine, ci să te gândești la binele celorlalți. Acum, din nou, dacă Iisus nu ar fi fost egal cu Dumnezeu, ai fi putut să interpretezi, înseamnă că El n-a vrut să obțină egalitatea cu Dumnezeu prin violență. Acum, în ce fel ar fi ăsta un act de smerenie? o ființă creată care nu vrea să se lupte cu Dumnezeu ca să obține egalitatea cu Dumnezeu, pe care oricum nu o poate obține, că el e creat, Dumnezeu e necreat. În ce fel ar fi asta un act de zmerenie? Satan a încercat asta, nu știu ce a fost în mintea lui. Și a ajuns cum a ajuns. Refuzul de a, face ne de a urma nebunia lui Satan este el un act de zmerenie? E ca și când mă gândeam la mine, ca și când eu v-aș zice astăzi, eu sunt un om smerit, pentru că eu nu vreau să câștig atâtea baloane de aur ca Messi. Îl las pe el să le aibă, că eu sunt un om smerit. Mă compar eu cu Messi? Unii dintre voi ar zice că probabil nici n-ar trebui să folosesc cuvântul fotbal. <laughs> la cât de bine mă pricep la fotbal? Eu când au cu piciorul minge, nu știu unde se duce mingea. <laughs> Am multe dorințe, M-ați considera un om smerit dacă aș spune așa ceva? Niciodată. Să refuzi să încerci să obții ceva ce oricum nu poți să obții, aia nu-i smerenie. Este doar înseamnă că ești normal la cap. Atât. Știi care-ți -e locul. E și ăsta un lucru, că în vremurile noastre mulți nu-și cunosc locul. Dar nu e un act de smerenie. Dar cuvântul contextului Pavel era acela al smereniei. Iisus Hristos, deci cu alte cuvinte, Cuvântul acela n-a considerat ca un lucru de apucat. Înseamnă că el, de fapt, avea deja egalitate cu Dumnezeu în natura lui și în onorurile lui și în drepturile lui și în privilegiile lui. Dar spune, deși avea dreptul să primească toate privilegiile care îi decurgeau din egalitatea lui cu Dumnezeu, totuși el a renunțat la privilegii. De ce? Ca să vină pe Pământ și să-și dea viața pentru un păcătos ca tine și ca mine. Și este un exemplu pe care Pavel îl spune bisericii și voi trebuie să-l urmați. Nu vă gândiți doar la voi, gândiți-vă și la ceilalți de lângă voi. La fel ca și Hristos, El merita, El trebuia să primească toată închinarea și toată lauda. Și totuși, deși era egal cu Dumnezeu, totuși a renunțat la privilegiile Lui. Și a venit, a luat chip de om și a venit pe pământ așa printre noi. De ce? Ca să se urce pe cruce și ca să-și dea viața pentru păcătoși ca noi. Iisus Hristos, deși exista în chip de Dumnezeu, n-a considerat că a fi egal cu Dumnezeu este un lucru de apucat sau ceva de care se poate folosi, ceva de care să se țină cu dinții, ci s-a golit pe sine luând chip de sclav. A renunțat la onorile lui și a devenit om, ca noi. Și acolo pe pământ spune în Ioan că nu l-a băgat nimeni în seamă. Este, el știa, nu l-a băgat nimeni în seamă. Isus este singura persoană din Univers care are două naturi în același timp. El este și Dumnezeu egal cu Tatăl, în natura și atributele Lui, dar este și om autentic. Și prin întrupare, Isus nu a renunțat la atributele sale dumnezești, ci a renunțat la privilegii acesta este misterul întrupării. Noi nu știm ce înseamnă să ai două naturi, nu are nimeni de aici. Și este un mister pe care Dumnezeu, în suveranitatea lui, a hotărât să nu îl explice. Nu știm. Noi am vrea mai multe explicații. Îl întrebăm atunci. Dar textul din Filipeni spune clar. Deși exista în chip de Dumnezeu, n-a considerat că a fi egal cu Dumnezeu este ceva de care se poate folosi. Înțelegând Pasajul ăsta e clar că a exista în chip de Dumnezeu este echivalent cu a fi egal cu Dumnezeu. Isus este de aceeași natură cu Tatăl. Un alt pasaj. Colosim capitolul 1. Colosim capitolul 1. Și înainte de a intra în pasajul ăsta vreau să dau un și câteva explicații. Apostolul Pavel scrie această scrisoare combătând o anumită erezie care era în vremea respectivă una dintre ele. Gnostici. Gnostici ăștia, și trebuie să dau puțin explicații ca să înțelegeți ce vrea să spună Apostolul Pavel mai bine, considerau că Dumnezeu adevărat nu poate fi văzut și totalitatea puterilor și atributelor lui Dumnezeu, ei o numeau pleroma, așa se numeau sau plinătate. Și Dumnezeu, evident, le avea pe toate, le avea toate atributele și puterile lui Dumnezeu. Dar ce spuneau ei? Că acest Dumnezeu care era perfect, a emanat din el alte ființe. Ăsta era termenul, a emana. Și ființele astea se numeau emanații, deși în limba română are alt, alt sens, dar îl folosesc sensul de acolo. Așa că mă iertați cei care cunoașteți limba română. Dumnezeu a emanat niște ființe care astea erau mai imperfecte decât el. Dumnezeu a emanat o ființă, ființa asta încă una, ființa asta încă una și tot așa. Până la un anumit număr. Și pe măsură ce erau mai aproape de Dumnezeu, ființele astea erau mai perfecte, aveau mai mult din această pleroma, adică din caracteristicile lui Dumnezeu. Cu cât era mai departe, cu atât avea mai puțin din ea, era mai imperfect. Cert este că doar Dumnezeu adevărat o avea pe toată. Iar aceste ființe, emanate din Dumnezeu, aveau din ce în ce mai puțin din atributele lui Dumnezeu. Și în contextul ăsta, și având în, 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 înțelegând lucrurile astea, Apostolul Pavel le spune așa, colosând capitolul 1. El, adică Isus, este chipul sau icoana Dumnezeului nevăzut. Adică imaginea vizibilă a Dumnezeului nevăzut. Întâi născut peste întreaga creație. Am citit pasajul ăsta pe la începutul mesajului. Pentru că prin el au fost create toate lucrurile în ceruri, pe pământ și în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, domnii, conduceri sau autorități. Toate au fost create prin el și pentru el. El este înainte de toate lucrurile și în el se țin toate împreună. El este capul trupului al bisericii. El este începutul întâi născut peste ce, dintre cei morți. Pentru că el să aibă primul loc în toate lucrurile. Și spune așa, căci Dumnezeu a considerat potrivit ca toată plinătatea, în original Pleroma, toată plinătatea, adică toate atributele și puterile lui Dumnezeu, să locuiască în el. Să locuiască sau, termenul de acolo înseamnă, să-și găsească rezidență permanentă în el. Dumnezeu a considerat potrivit ca toată plinătatea, toate atributele lui Dumnezeu, toată pleroma aceasta, să locuiască în el. Iisus deține în mod complet și deplin toate atributele și puterea lui Dumnezeu. Asta spune Apostolul în Coloseni. El a hotărât ca toată plinătatea să locuiască în el. Și de am dat această explicație, pentru că fără explicația asta e un pic mai greu să înțelegem ce înseamnă că toată plinătatea. Cu siguranță că ați, cit, ați trecut peste versetul ăsta cândva în lectura voastră. Zic, mă, toată plinătatea. Ce-o fi vrând să însemne? Toate atributele lui Dumnezeu, toate puterile lui Dumnezeu, tot ce este Dumnezeu este în Hristos, este în Iisus. Și apoi, în uh, capitolul următor, tot Pavel spune așa, aveți grijă, să, aveți grijă să nu vă înrobească cineva prin vreo filozofie goală și înșelătoare în această învățătură eretică. După tradiția oamenilor, după principiile lumii și nu, nu după Hristos. Căci în El, în Isus, locuiește, trupește, adică în trup, toată plinătatea Dumnezeirii. În El locuiește, în trup, toată plinătatea, această pleroma Dumnezeirii. Și vedeți, spune aici, în trup. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos, când era pe pământ, era printre noi și obosea și era foame. El era Dumnezeu în mod complet. Nu-i lipsea nici măcar unul din atribute, nici unul. Și din nou, ăsta este misterul acesta al întrupării. Cum e posibil să fii și Dumnezeu tot puternic, Dumnezeu infinit și totuși să fii om? Nu știm cum s-au cum s-au îmbinat astea în Hristos, dar în privința naturii Lui Divine, Scriptura este clară în privința asta, Apostolul Pavel spune clar, în El locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. Nu este nimic lăsat pe afară. Ne mai uităm la uh, un. Uh, mai uităm la Ioan. Ar fi ultimul uh, pasaj în care ne vom uita. Ioan, capitolul 1 nu așa, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și niciun lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și noi am privit gloria Lui, o glorie în tocmai ca gloria singurului Fiu Venit de la Tatăl, plin de har și de adevăr. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul fiu care este în sânul Tatălui acela l-a făcut cunoscut. Evanghelia lui Ioan are ca scop să dovedească identitatea lui Isus ca fiul lui Dumnezeu. Și de aia începe Evanghelia exact cu aceste cuvinte. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și Evanghelia se încheie cu mărturia lui, mărturia lui Toma care spune Domnul meu și Dumnezeul meu. Și în greacă, în, apostolul Ioan e foarte atent, e foarte atent cu textul ăsta din Ioan capitolul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El folosește niște verbe, verbul a fi și verbul a veni în existență. Două verbe. Îmi pare rău că vă bag în chestii de genul ăsta, dar ăsta este cuvântul lui Dumnezeu și asta a vrut Ioan să transmită. Și verbul ăsta a fi, Ioan îl folosește doar la Isus Hristos. Și folosește la un timp verbal, în greacă timpurile verbale, cuvintele aveau o semnificație mult mai mari, Da, erau și filozofi pe vremea aia. Aveau, când spuneau ceva, avea multă, mult bagaj. Nu este ca în zilele noastre. Și folosește la un timp verbal, fără început, fără sfârșit, o acțiune continuă, a fi. Și pe ăsta îl aplică la fiul. Și apoi folosește un alt verb, a veni în existență sau a crea, care vorbește de o activitate trecută și încheiată. Și spune așa, în început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era în început cu Dumnezeu. Iisus Hristos este prezentat ca neavând început. El era. Verbul ăsta folosit acolo nu menționează un început. Și apoi spune, toate au fost făcute prin El, verbul creației. Și niciun lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și singura dată când acest cuvânt se folosește la Isus Hristos este când vorbește de întruparea Lui. Cuvântul s-a făcut trup. În început era cuvântul. În început era cuvântul. Această expresie este paralelă cu Geneza este paralelă cu Geneza. Când spune așa, la început Dumnezeu a creat cerul și pământul. Ioanul îl prezintă pe Iisus ca fiind fiul lui Dumnezeu. Din veșnicii. Când Dumnezeu a făcut pământul, cerul și pământul, cuvântul era. Cuvântul, cu alte cuvinte, expresia asta, la început era cuvântul, arată cuvântul era din veșnicii. Apoi, spune, cuvântul era cu Dumnezeu, care exprimă o, o, o părtășie intimă cu Dumnezeu. Și când s-a întâmplat asta din veșnicii? Și cuvântul era Dumnezeu. Când? Din veșnicii. Cuvântul avea natura lui Dumnezeu. Sau cum spunea cineva, ceea ce Dumnezeu era și cuvântul era. Cuvântul era Dumnezeu. Două persoane distincte, pentru că altfel era, nu putea să fie cu el, dar totuși din veșnicie aceeași natură cu Tatăl. De asemenea, în versetul 18, spune așa, nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul fiu, cel care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și, verset, și cele mai timpurii manus, manuscrise, foarte interesant, nu menționează singurul fiu care este în sânul Tatălui, ci singurul Dumnezeu. Și dacă verificați traducerile mai uh, uh, moderne, vedeți că acolo se menționează exact lucrul ăsta, singurul Dumnezeu. Din nou, mărturia lui Ioan este clară. Mătuia lui Ioan este clară. Și Toma spune la sfârșitul acestei Evanghelii, Toma a răspuns, Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Asta este, asta trebuie să înțelegem noi. Vreau să încheiem partea asta cu... Uh, prezentarea Scripturii, că nu mai uh, avem timp, dacă vreți să vă, să vă dau și mesajul. Mai sunt o grămadă de dovezi, dar din nou, sunt multe, sunt prea multe. Și asta e bine, pentru că mărturia Scripturii trebuie să fie clară. Iisus este Dumnezeu. Treci peste slide-uri, caută-l pe ăla cu concluzia. Mărturia Scripturii este clară, Iisus este Dumnezeu. Iisus este numit Dumnezeu, Iisus deține titlul al lui Dumnezeu, primul și ultimul, alfa și omega, începutul și sfârșitul, Isus deține atributele lui Dumnezeu, faptul că este etern, Iisus Isus face lucrările lui Dumnezeu, este acel Dumnezeu din Vechiul Testament, care este Dumnezeul adevărat. Isus primește gloria și închinarea. Numele lui Isus este cel mai măreț nume din întreg universul. În Filipeni capitolul 2 spune că Isus este imaginea lui Dumnezeu. În Filipeni 2 spune că Isus exista în chipul lui Dumnezeu și era egal cu Dumnezeu. În Coloseni 1 spune că Isus este imaginea lui Dumnezeu și care toate atributele și puterile lui Dumnezeu. Și în Ioan 1 spune că Iisus exista din veșnicii împărtășie cu Dumnezeu Tatăl, că este Dumnezeu natura Lui și că este creatorul tuturor lucrurilor. Toma îl numește Dumnezeul meu. Iisus se declară pe sine marele, eu sunt. Asta urma să prezentăm. De asemenea, Iisus pretinde egalitate cu Dumnezeu. Mărturia Scripturii este clară, dragilor. Iisus este Dumnezeu. Iisus este Dumnezeu. Amin. Acum, ce aplicație avem din partea asta? Ce aplicații avem? În primul rând, dacă Isus este Fiul lui Dumnezeu, crede în Isus pentru mântuirea ta. Pentru că în Ioan 8 spune așa, de aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, și dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Așa că te întreb, cine spui tu că este Isus? Dacă tu crezi că Isus a fost doar un mare învățător moral, spunești că vei muri în păcatele tale. Prin afirmația, dacă nu credeți că eu sunt, el și afirma divinitatea lui. Dacă tu crezi că Isus a fost doar un mare luptător de, pentru dreptate socială sau un revoluționar sau un făcător de minuni, un magician sau un lider religios, vei muri în păcatele tale. Dacă tu crezi că Isus este un înger creat de Dumnezeu, vei muri în păcatele tale. Toți acești isuși falși pot să sune bine urechilor tale, dar niciun, niciunul dintre ei nu te scapă de păcatele tale. Așa că chemarea cuvântul lui Dumnezeu astăzi, chemarea Duhului Sfânt este crede în Isus, cel care este Dumnezeu adevărat, de aceeași natură cu Tatăl. Isus, cel care a venit pe pământ, a transpirat, a obosit, a muncit, a venit ca om și a murit pe cruce pentru păcatele păcătoșilor. În locul păcătoșilor. El nu este doar om, el este Dumnezeu adevărat. Și doar acest Isus, care este Fiul lui Dumnezeu, te poate scăpa de păcatele tale. Ioan Botezătorul spune, când l-a văzut pe Iisus venind, spune așa, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nimeni nu poate ridica păcatul tău decât Iisus, cel care este de aceeași natură cu Tatăl. Și deși meriți pedeapsa și judecata lui Dumnezeu pentru păcatele tale, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, te cheamă spunând, cum spune în Matei, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Împovorați de păcate, cu conștiința încărcată de vinovăția păcatelor, plin de frică în privința viitorului? Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Și Iisus nu te cheamă doar să șteargă păcatele, ci te cheamă la o viață nouă trăită pentru El. Pentru că pasajul continuă spune, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și zmerit în inimă și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și cel care cheamă nu este un om, este Fiul lui Dumnezeu și te cheamă la pocăință, deși trebuia de fapt să te pedepsească. Dar aici vedem mila lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu față de păcătoși și te cheamă, vină la mine ca să fii iertat. Și în Filipen 2, pe care l-am citit, spune pentru că numele lui Isus se plece orice genunchi din cer de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre gloria lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul. Întrebarea este când vei pleca genunchiul înaintea stăpânului întregului univers? În ziua judecății? înainte de a fi trimis în iad pentru păcatele tale? Sau acum, când mila lui Dumnezeu încă este posibilă, când Dumnezeu încă te mai rabdă și iertarea Lui încă este disponibilă? Iisus te cheamă să vii la El, să primești iertarea de păcate, să primești de la El o inimă nouă și o viață nouă, să pleci genunchiul înaintea Lui și să treci de azi înainte în ascultare de El pentru gloria Lui, dar nu singur, ci împreună cu poporul Lui, împreună cu noi, ceilalți păcătoși care au, am fost spălați de păcate prin sângele lui Isus. Și chemarea este să vii și să strigi împreună cu noi, Isus Hristos este Domnul. Asta strigă poporul lui Dumnezeu, Isus Hristos este Domnul, Isus Hristos este Stăpânul. Viața mea este de azi înainte doar a ta. Toate dorințele mele sunt doar ale tale de azi înainte. Toate gândurile mele, faptele mele, ochii mei, mâinile mele, picioarele mele, timpul meu și banii mei și pasiunile mele și plăcerile mele, tot ce sunt și tot ce am, toate sunt ale tale. Pentru că asta înseamnă că El este Domnul. Asta înseamnă că El este Stăpânul. Poruncește, învață-mă și dăm putere să folosesc aceste lucruri pentru tine și pentru împărăția ta. Și Biblia spune că astăzi este ziua mântuirii. În Evrei, capitolul 3, spune astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi este ziua când Dumnezeu are milă de tine și îți oferă iertarea Lui. Și El nu promite că mâine va mai fi îndurător față de tine. Nu avem nicio garanție. Astăzi este ziua mântuirii. Și avertizmentul din evrei spune să ne temem, deci, ca nu cumva cât timp rămâne încă valabilă promisiunea intrării în odihna Lui, vreunul dintre voi se pomenească venit prea târziu. Dumnezeu cheamă astăzi la pocăință, dar să știi că există și un prea târziu. Dumnezeu nu-ți dă 2000 de ani să te Poate să dea doar o zi. Altora le dă 20 de ani, 50 de ani. Alții n-au decât o zi la dispoziție și atât. Dumnezeu dă cui vrea. Dar dacă astăzi auzi mesajul acesta, să știi că Dumnezeu ți-a dat har astăzi. Așa încât, fă aceste lucruri astăzi. Și un sfat mai practic, ia și citește Evanghelia lui Ioan. Și crede în acest Isus. Vezi ce spune Evanghelia aceasta despre Isus și crede în acest Isus. Renunță la ideile tale despre Isus și crede ceea ce Dumnezeu spune despre El în Scriptură. Iar dacă ești copil al lui Dumnezeu, aplicația pentru tine și pentru noi este mântuirea ta este sigură în mâna lui Dumnezeu. Ascultă de El și bucură-te. În Ioan capitolul 10 spune, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și le mă urmează. Eu le dau viață veșnică și în veci nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât tot și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui. Oile mele, adică noi credincioși, ascultă glasul meu și ele mă urmează. Așa că continuă să asculți glasul lui Isus și să-l urmezi pe el. Citește scriptura, studiază scriptura, crede scriptura și trăiește scriptura. Nu considera niciodată că știi prea mult, că știi destul, că n-ai nevoie să cunoști scriptura. Trebuie să cunoști scriptura ca să poți să faci deosebirea între adevăr și minciună. Așa cum am avut mesajul de astăzi precum și pentru a afla ce vrea Dumnezeu de la tine, de la copiii lui și implicit de la tine. Nu sta pe canapea gândindu-te sau rugându-te, Doamne, uh, vorbește-mi, Doamne, dă-mi o vedenie, Doamne, dă-mi un vis, dă-mi un gând, Doamne, trimite-mi un proroc. Vrei să auzi glasul lui Dumnezeu clar și să cunoști care este voia lui pentru tine? Citește Scriptura. Dumnezeu deja a vorbit. Și când, vei, și când vezi ce spune Dumnezeu, supune-te voii lui. Pentru că degeaba citești și afli care voia lui Dumnezeu dacă nu te supui acelei voi. Așa încât, din nou, acest sfat practic pe care l-am dat și mai devreme citește Evanghelia lui Ioan cu ochelarii aceștia din capitolul 1. Ioan vrea să-ți demonstreze că Isus este Dumnezeu. Și tot ce este scris acolo, caută. Oare nu cumva aici vrea să spună că Isus este Dumnezeu? Caută, studiază. Și de asemenea, Domnul Iisus spune, eu le dau viață veșnică și în veci nu vor pieri, e vorba de noi. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Veșnicia ta este sigură în mâinile Dumnezeului om, Iisus Hristos. Veșnicia ta este sigură în mâinile Dumnezeului om, Iisus Hristos. Bucură-te și laudă-L pe Iisus. Și închei cu acest pasaj din Apocalipsa. M-am uitat și am auzit glasul multor îngeri care erau în împrejurul tronului, al ființelor vii și bătrânilor. Ei spuneau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost înjunghiat, pentru păcatele noastre, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, măreția, onoarea, gloria și lauda. Amin.